ce dracu ai mai? Și atât de-a făcut urme pe praf. Bună ploaie, bă, trei ploaie, dar cât e de uscat pământul. Tot el e obosit de mâine. Ca așa face. Mă duc acum acasă, mai stau cu băieții pe afară. Urmă îmi fac o baie, mă bărbirez. Și mă culc. După 8. Păi și de la 8 încolo. Păi și la când vrei să mă? De la 8 și așa e întuneric. Pe drum, pleca de aici. O dormi aici? O mai dormi și pe aici după unde o fi. Care camerele alea unde dormi afrone? Cât ai leu? Nu mai este nimic cu mine. A? Dar Pologi, mă, zicea că nu mai poate, că dacă mai muncește mult, așa, bagă demisia. Păi... Nu i-am zis, ai noroc că nu e tanța mâine, că te-a luat de bun iară. Hai, Nanelu, hai, Nanelu! Tanța e, dar nu e el. Păi de-aia, că nu e el. Și vine marți, la 12, s-a apucat de coasă pe acolo. I-am spus, dacă te mai prindeau o zi, ce mă, îmi bag demisia aici. E muncă multă. De ce acolo? Dacă mă încarc cu tine, cu tine, zice, mă duc la urmă, nu știu. Bă, până la urmă, nu e, că nu vii la muncă. Nu? Păi și... Păi... Noi, păi dacă am face și noi tot la fel. Ăla, nu s-ar mai face drept cu nimic. Aia nu poate, că ăla nu poate. Te lipsești singur. Hai bă, nea Petre când a fost atunci. Când a început să împiedice, să cade pe jos, aia. Că nu putea, ai văzut, când n-a mai fost cu paza. Și-a luat omul concediu cât a avut, pe urmă, când a venit, gata bă, nu mai viu. Că nu-i de mine. Piese. Ce dracu să ia numai că e făcută varză? Ce piese să mai ai după aia? Ele au înainte, au luat de lucru. Vezi că nici ăștia nu lucrează. N-ai văzut că deja îl lase somnul cu mașină. Doarme acum până la 5. Mai și bea și lămoaie. Așa era înainte. Nu venea o mașină înainte cât am. Vedea dracu dacă te prindea o mașină.